Complexul de lacuri de la Păulești se află într-o pădure veche și foarte frumoasă. Sunt trei lacuri cu o suprafață de aproximativ 7 hectare fiecare. Lacurile sunt alimentate dintr-un pârâu și sunt construite în cascadă. Deși par la același nivel, fiecare lac e cu aproximativ 3 metri deasupra celuilalt. Apa din pârâu intră în primul lac printr-un stăvilar și curge în al doilea, apoi în al treilea, după care iese din lac și revine în pârâu. La origine, cele trei lacuri au fost o fermă piscicolă construită în anii 80. În 2021, ferma a fost cumpărată de un proprietar nou, a fost refăcută și transformată într-un complex de pescuit sportiv. Primele două lacuri, numite simplu Păulești 1 și Păulești 2, sunt populate cu crab de dimensiuni mici și se adresează pescarilor de staționar și de feeder. Ultimul lac, Păulești 3, care e cel mai pictural datorită pădurii din jur, are crab de talie medie și mare și se adresează pescarilor de trofee. Refacerea celor trei lacuri a fost o operațiune de anvergură care a durat aproape un an. Lacurile au fost secate, decolmatate și adâncite. Malurile și drumurile de acces au fost refăcute. De la începutul proiectului s-a stabilit că Păulești 3 urma să fie un lac cu crab mari și exista posibilitatea de a face diverse structuri interesante, cum ar fi gropi, praguri, platouri sau insule. Astfel de structuri fac pescuitul mai complex, dar lacul nu mai poate fi năvodit eficient. În final, s-a decis ca lacul să aibă un substrat înclinat și liniar, ca să poată fi parțial secat și năvodit, pentru a scoate peștii mici care se formează inevitabil. Următorul pas în dezvoltarea proiectului a fost să se stabilească numărul de standuri și regulamentul de pescuit. Deși lacul are dimensiuni mici și e curat, ca atare se poate pescui lansat fără probleme, regulamentul permite și încurajează pescuitul plantat cu barca sau cu navă model. Motivul pentru care pescuitul plantat e încurajat ține de protecția peștelui. Pescuitul plantat făcut corect protejează peștele mai mult decât pescuitul lansat. La plantat se folosesc fire groase ca linie principală, iar riscul ca firul să se rupă e mai mic, mai ales că lacul nu are agățătură. Cu un fir gros ai mai mult control asupra peștelui, iar drill-ul durează mai puțin, ceea ce reduce riscurile pentru pește în sezonul cald. Un alt avantaj al pescuitului plantat e și faptul că nădirea se face mai ușor și mai precis, iar cantitatea de nadă care intră în lac e mai mare. Lacul a fost populat inițial cu crab de talie medie, iar în acest an au fost introduși o serie de crab mari de peste 20 de kilograme. Pe parcursul toamnei, în septembrie și octombrie, am făcut câteva partide la Păulești 3 ca să-mi formez o idee asupra felului în care poate fi abordat lacul. Ce standuri sunt mai productive, ce nade și ce monturi dau rezultat. We'll be right back.
Păureș-Trei nu e un lac dificil, dar și aici, ca pe atâtea alte lacuri, localizarea crapilor e un aspect esențial. Dacă nu găsești locurile unde stau peștii și unde se hrănesc, există riscul să nu prinzi nimic. În principiu, lucrurile care ne ajută să găsim peștii sunt adâncimea și temperatura apei, structurile de sub apă sau de la suprafața ei, dacă există, tipul de substrat și vântul. Vântul poate avea o mare influență în a trimite crapii dintr-un loc în altul pe multe lacuri, dar la Păulești n-am avut nici măcar o singură zi cu vânt puternic și ca atare vântul n-a avut niciun impact în partidele mele. Fundul lacului a fost nivelat și nu are structuri, cu excepția canalului format de apa care intră și iese din lac și, bineînțeles, cu excepția malurilor. Substratul e tare în cea mai mare parte, dar sunt și unele locuri în care s-a adunat mai mult mâl. Dacă vântul, substratul și structurile ies din ecuația localizării, adâncimea și temperatura apei devin mai importante. E interesant că lacurile de la Păulești sunt împrospătate constant de fluxul de apă care trece prin ele, venind din pârâul care le alimentează, și nivelul de oxigen e ridicat chiar și în perioadele calde. Cât timp apa a fost caldă, am prins mai bine în zona cu adâncime mică, sub un metru. Când apa s-a răcit, am prins mai bine la apa adâncă, iar media de greutate a capturilor a crescut. Crapii cei mai mari au venit la final de octombrie. Din momentul în care am observat că adâncimea e mai importantă decât alte aspecte, mi-am ales locurile în funcție de adâncime, uneori fără să mai sondez apa, pentru că substratul era la fel peste tot. Ca nadă, am folosit boilisuri întregi și sparte și un amestec de semințe. Am nădit puțin pe fiecare lansetă și am refăcut nădirea după fiecare pește. Am pus o porție de boilisuri și semințe deasupra monturii și am aruncat alte câteva boilisuri în jur. Avantajul acestei metode, cu boilisuri și semințe puse pe o farfurie de nadă, e că e eficientă pe multe lacuri. E puțin probabil ca peștii să nu accepte. Dezavantajul e că nu e selectivă. Am preferat să pescuiesc în acest fel pentru că voiam să prind cât mai mult pește și să-mi fac o idee asupra populației de crab din lac. Din același motiv, am folosit la acrilic boilisuri mici, cu diverse culori și arome. Cu genul ăsta de abordare am avut multe trăsături la fiecare partidă. După ce ai înțeles lacul, nu e nevoie de partide lungi ca să prinzi. În momentul de față, Păuleș 3 e un lac pe care se pot face partide scurte cu rezultate bune. Peisajul e foarte frumos, iar condițiile de pescuit sunt civilizate. Ca grad de dificultate, lacul e ușor spre mediu, în sensul că trebuie să pescuiești corect și în primul rând să găsești peștele, dar dacă rezolvi problema localizării, crapii nu sunt greu de prins. Poți să ai un număr mare de capturi într-un timp scurt. Și printre ele e posibil să fie și crap mari. Pe măsură ce lacul va evolua, numărul crapilor mari și dimensiunile lor ar trebui să crească.